Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi cu ocazia acestei ediții speciale a interviurilor Trianon 100. Discutăm astăzi pe marginea unei teme care are o relevanță aparte, dar care, din păcate, a fost probabil prea puțin, injust de puțin în atenția mass media în acești ani, în această perioadă. Și este vorba despre relațiile bilaterale dintre România și Ungaria după tratatul de la Trianon. Aceasta este tema pe care ne-am propus să o abordăm astăzi, alături de cea mai potrivită persoană în acest sens, domnul profesor Alexandru Ghișa, diplomat, fiind cunoscător al relațiilor dintre România și Ungaria, pe care îmi face o mare plăcere să-l salut. Bine ați revenit la TVR Cluj, domnule profesor. Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că abordați această temă din acest punct de vedere, pentru că e mai puțin cunoscută. E o temă pe care, așa cum menționam, o consider și nu sunt singurul, sunt convins, foarte importantă pentru a înțelege locul și rolul nostru în relațiile dintre statele europene, dar nu numai. Cu acordul dumneavoastră, aș vrea să începem această discuție prin a prezenta care este perspectiva dumneavoastră asupra acestui subiect și de ce considerați și dumneavoastră, probabil, că se reflectă prea puțin această temă în preocupările, hai să spunem, de popularizare a acestui subiect, fie că discutăm despre mass media, fie că discutăm despre comunicare în general, pentru că internetul astăzi poate să reprezinte o alternativă la media tradițională. Așadar, de ce regăsim această temă prea puțin în preocupările publicului larg, în preocupările comunicatorilor? Da, interesant de abordat această temă, mai ales aici la Cluj, că suntem în Transilvania și n-ar trebui să fie așa. În primul rând, Ungaria este țara de lângă noi. Noi, în primul rând, și aș sublinia acest lucru, trebuie să ne cunoaștem foarte bine vecinii pe care îi avem. România vorbesc. De altfel, acesta, domnule profesor, dacă îmi permiteți, este un supratitlu pe care l-ați sugerat acestei întâlniri, să ne cunoaștem vecinii. Corect, pentru că, vedeți, lucrurile se schimbă cu sau fără voia noastră și trebuie să fim foarte atenți la aceste schimbări. Între opinia publică din România și opinia publică din Ungaria e o diferență teribilă. În ce sens? Vreau să vă spun că opinia publică din Ungaria cunoaște foarte bine România și este foarte atentă la tot ce se întâmplă aici. Din mai multe motive. În primul rând, faptul că aici avem o comunitate maghiară consistentă și din acest motiv opinia publică ungară este foarte bine informată cu tot ce se întâmplă în România. Pe când în România această informație lipsește. Lipsește din mai multe motive. În primul rând, accesul la limba maghiară. Românii nu mai cunosc limba maghiară. Separatismul școlar creat după 90 își va spune cuvântul în următoarea perioadă. N-aș vrea să fiu, cum să vă spun, îngrijorat, dar nu pot să nu fiu îngrijorat. Pentru că lipsește dialogul. Și atunci când lipsește dialogul între tineri, mai ales, nu se știe unde se ajunge. Deci spuneți că este blocată o cale de comunicare exact. Între o cale de comunicare între tinerele generații. Am lucrat la Budapesta și înainte de 89 și după 89. E un fenomen interesant. În ce sens? În perioada 1987-89 am constatat la Budapesta că sunt foarte mulți etnici maghiari din România care nu cunosc limba română. Dar atunci, cei ce nu cunoșteau limba română era generația veche, în vârstă, la vârsta a treia. Astăzi, și de aici îngrijorarea, constat că tineretul nu mai știe limba română. Deci elevi, studenți, pentru că ei se pregătesc în limba maghiară și nu mai au acces la media românească. Uitați-vă fenomenul Ditrău, dacă vă aduceți aminte. E un fenomen.
acea populație de secuiască, dar de limbă maghiară, este racordată mediatic la media din Ungaria. Uitați-vă câte canale în limba maghiară aveți în România. Să știți că în Ungaria nu există canale în limba română. Din păcate, domnule profesor, mulți dintre acești tineri nici nu-și văd viitorul neapărat în România, ci mai degrabă își proiectează cariera, viața, familia, dincolo de granițele României. Acest separatism școlar se va întoarce ca un bumerang pentru ei. În ce sens? Ei nu mai au un viitor aici. Pregătiți pentru ce? Și atunci se vor duce în Ungaria sau în altă parte. Deci, ceea ce se întâmplă cu România, și recunosc aici domnul Andrei Marga are perfectă dreptate, suntem țara cu cea mai mare emigrație în timp de pace. Dar acest fenomen există și în Ungaria, să știți. E interesant momentul înainte de 89. Nu știu câți cunosc relația de atunci, relația bilaterală, care era foarte încordată și foarte tensionată. A fost atunci acel fenomen al refugiaților, de care s-a vorbit foarte mult. În ce sens? Foarte mulți etnici maghiari, și nu numai, au plecat din România în Ungaria sub motiv că sunt privați de drepturi și libertăți. Dar fenomenul a fost absolut economic. Cine cunoaște perioada comunistă trebuie să realizeze un lucru. Dintr-un stat comunist nu ieșai fără să ai viza internă și pașaportul nu era la liber. Deci ți se dădea pașaportul în mână dacă meritai. O chestiune de genul ăsta foarte dură. Ei, în Ungaria fenomenul s-a produs, sau actul accesului populației la propriu pașaport și desființarea vizei interne s-a produs la 1 ianuarie 1988. În România acest fenomen s-a produs la 31 decembrie 1989. Deci închipuiți-vă că în momentul în care un cetățean ungar și-a luat pașaportul în mână, a plecat în vest și nu s-a mai întors. Dar au plecat medici, ingineri, specialiști în diverse domenii și așa mai departe. În acel moment, deci, repet, diferența e de 2 ani între România și Ungaria. Din România au plecat medici, ingineri, unde? În Ungaria. Repet, și Ungaria era stat socialist și România. Păi un inginer de la Uniosatu Mare a plecat la Miskolc în Ungaria, pentru că la data respectivă se știa că el are loc de inginer principal, are locuință asigurată și loc de muncă pentru soție. Un medic de la Cluj a plecat la Budapesta pentru că el știa că are loc la spitalul cutare din Budapesta, statul Ungariei asigură locuință și loc de muncă pentru soție. Deci, vedeți, această mișcare nu a fost pe criterii, să zic, politice, au fost absolut economice. Avantajul pentru Ungaria este că nu a cunoscut lipsa de brain drain, adică specialiștii în plecați... Se numește exodul creierelor. Exact. Specialiștii plecați în vest au fost completați de specialiști din România care s-au stabilit în Ungaria în locurile rămase libere. De multe ori, specialiștii din România erau chiar mai bine pregătiți decât cei care au plecat din Ungaria. Deci, de aici spun avantaj pentru Ungaria. La timpul respectiv, când am făcut o statistică în Ministerul de Externe de la București, stabilisem prin 1990 că aveam deja în Ungaria 36.000 de cetățeni români în 2 ani de zile. Acest exod a continuat și după, pentru că în anul 2000, Ministerul de Interne din Ungaria a comunicat că pe teritoriul Ungariei se află 212.000 de cetățeni români. La timpul respectiv, structurile organizatorice maghiare din România spuneau că a scăzut numărul maghiarilor din România datorită asimilării lor de către societatea românească. Nici vorbă de așa ceva. Am și spus la timpul respectiv, dacă
minoritatea națională maghiară din România a scăzut de la 1.600.000 la nivelul anului 2000 la 1.400.000. Acești 200.000 nu sunt asimilați în România, căutați-i în Ungaria. Deci, vedeți, această mișcare a determinat și o foarte bună cunoaștere a României în Ungaria. Pe când în România, vă dau un singur exemplu. Câți corespondenți de presă are televiziunea la Budapesta? Vă răspund tot eu, niciun. Radio România Actualități are un singur reprezentant. Și asta se perpetuează de 30 de ani. Deci, din acest motiv, opinia publică românească habar nu are ce se întâmplă în Ungaria. Nu știu, există oarecare indiferență, să spun așa, pentru că lipsa de informație nu amplifică dorința. Dar, domnule profesor, credeți că este o atitudine din partea maghiarilor, din partea opiniei publice din Ungaria, doar în ceea ce privește România, sau putem discuta despre aceeași atitudine față de celelalte state care în acest moment cuprind teritorii care în trecut au aparținut Ungariei? Da, vă dau dreptate, pentru că în Ungaria se știe foarte bine tot ce se întâmplă în Slovacia, tot ce se întâmplă în fosta Iugoslavie, Serbia, Croația sau Slovenia și tot arealul ex-iugoslav. De ce? Foarte simplu. Există o comunitate maghiară în Voivodina, în Serbia de astăzi, există o comunitate maghiară consistentă în Slovacia și există o comunitate maghiară consistentă în România. Din acest motiv, și încă un argument pentru lipsa de cunoaștere a românilor, este faptul că relația ungaro-maghiară funcționează la parametri optimi, pe când relația româno-română nu funcționează nici astăzi. Și credeți-mă că urmăresc de 30 de ani și nu s-a întâmplat nimic pozitiv pe această relație. De ce vă spun asta? Pentru că România are mai mulți români în afara frontierelor, comparativ cu Ungaria, care are maghiari în Slovacia, România, mai puțin în Ucraina, în Serbia. Chiar și în Austria, zona Burgenland. Deci, vedeți, în jurul Ungariei există, dar, repet, România are mai mulți români în jurul României și prea puțină lume cunoaște despre românii din Timoc, românii din Bulgaria, românii din Ucraina, pentru că Basarabia, știți că a fost împărțită, sudul Basarabiei, nordul Basarabiei, Bucovina este în Ucraina, deci Basarabia nu e Republica Moldova. Nu e numai Republica Moldova și așa mai departe. Dar lumea e mai puțin interesată la noi de ceea ce se întâmplă în jurul României. Știu că am avut o discuție inclusiv la universitate cu studenții și la un moment dat le vorbeam de un act făcut de Ministerul de Externe în relația cu Serbia. În momentul în care în 2012 Serbia a cerut să adere la Uniunea Europeană, acordul de asociere, știți că trebuie aprobat de toate statele membre și România a spus nu. Nu semnează până ce Serbia, Belgradul, recunoaște pe românii din Timoc ca români și nu vlahi. Pentru că ei fac distinția între vlahi și români. Deci românii din Voivodina sunt recunoscuți, bine mersi, au drepturi, au tot ce trebuie, pe când românii din Timoc, pentru sârbi, românii din Timoc sunt vlahi de origine necunoscută. Ok. Și la momentul respectiv, pot să spun că domnul Cristian Diaconescu era ministru de externe, cu toate presiunile venite din partea Germaniei, a Suediei și altor state europene, România a zis că nu semnează până nu se ajunge la un astfel de acord. Vreau să vă spun că noi negociam cu Serbia de vreo 12 ani un acord de protecție reciprocă a minorităților în care stipulam această chestiune și sârbii n-au fost de acord. Ei, în momentul în care ne-a chemat Bruxelles-ul să avem o discuție acolo, pe această temă, vreau să spun că în două luni am semnat acordul. Sârbii și-au dat acord.
Și mi-a plăcut, chiar într-un duplex avut aici la televiziunea dumneavoastră, Cluj, cu o expoziție pe Dunăre în Timoc, într-un oraș de lângă Negotin, un tânăr a afirmat că din 2012 românii din Timoc au acces la școală în limba română. Pe când, cunoașteți fenomenul malainiță, să nu zic altfel, românii nu au acces nici la slujbe religioase în limba română. Deci, deși acolo și românii, vlahii, sunt de religie ortodoxă și partea sârbă e fundamentalist ortodoxă. Ei, o situație similară avem și în Ungaria. Și aici vreau să aduc în această ecuație românii din Ungaria. Vă rog. Această apropiere între două state vecine, deci nu numai cadrul geografic ne apropie, ci și legăturile, zic eu, culturale pe undeva. Avem totuși o istorie comună, nu numai de 100 de ani, că ne cunoaștem mai de multă vreme, dar avem și comunitatea românească de acolo. Am și publicat unele studii pe această temă. În ce sens? Chiar dacă la noi comunitatea maghiară este consistentă la timpul respectiv, să zic, oscilează între 1.600.000, nu știu astăzi dacă mai sunt 1.400.000, cred că 1.200.000, vedeți că ei scad, așa, și prin această migrație, dar românii din Ungaria sunt o comunitate foarte mică. În 2002, dacă mi-aduc bine aminte, doar 7.895 s-au mai declarat români. Deci există teama de a se declara români în Ungaria. De ce? Pentru că imediat după Trianon, să știți că românilor din Ungaria li s-a reproșat pierderea Transilvaniei. Aici aș vrea să vă întreb, domnule profesor, pentru că, dincolo de acest argument demografic pe care l-ați invocat aici, probabil există, și aceasta este o întrebare, și un argument ideologic în ceea ce privește această atenție sporită care este dată vecinilor dinspre Budapesta. Deci există un interes care privește și impulsuri politice care să întărească anumite preferințe pentru un partid sau altul care este la putere astăzi la Budapesta. N-aș putea spune o diferențiere. Pentru că în politica față de maghiarii din afara frontierelor și în ce privește aspectul politico-istoric legat de Trianon și ce a urmat după, nu există nicio deosebire între stânga și dreapta, între partidele politice, în toată paleta de partide politice, de orientări politice, nu fac rabat de la condamnarea Trianonului și sprijinirea maghiarilor din afară. Deci spuneți că agenda rămâne identică, absolut, indiferent că absolut discutăm despre stânga sau dreapta, absolut, alternanța la putere, nu, care n-a existat în ultima perioadă. Din acest punct de vedere, sublinez încă o dată, relația ungaro-maghiară este instituționalizată și funcționează la parametri optimi, indiferent de culoarea politică, indiferent de guvernele care se succed în Ungaria. Pentru că în a doua parte a interviului nostru aș vrea să abordăm relațiile dintre România și Ungaria mai aproape de prezent. O temă pe care aș vrea sau la care aș vrea să ne referim acum este, domnule profesor, cea care privește relația dintre România și Ungaria în perioada regimului comunist. Este din nou un subiect mai puțin cunoscut. Dumneavoastră aveți această experiență, cunoașteți evident și aspecte mai puțin știute de publicul larg. Cum ați putea să caracterizați relația dintre București și Budapesta până în 1989? Păi, în primul rând, totul pornește de la anul 1920 și perioada post-Trianon. Atunci, Miklós Horthy a stabilit niște jaloane, a stabilit o linie de conduită în politica externă, care este urmată și astăzi. O să vă surprindă, dar inclusiv în perioada regimului comunist s-a urmat această traiectorie, mai ales vis-a-vis de relația cu România. Nu discutăm despre Trianon, dar Ungaria la timpul respectiv a rămas
în coordonatele geografice în care națiunea maghiară este majoritară în perioada ei. Pentru că suntem la Cluj și aici vreau să evoc doi profesori de-ai mei pe care i-am cunoscut foarte bine, inclusiv pe David Prodan, academicianul David Prodan, l-am prins în viață. El a spus că Ungaria a pierdut la Trianon exact ceea ce a luat de la alții. Și cam asta e realitatea. Și pe domnul academician Camil Mureșan, care a spus foarte clar, tratatul de la Trianon nu a fost un tratat bilateral între România și Ungaria, a fost un tratat între Ungaria și restul lumii. Ceea ce s-a întâmplat la Trianon era în trendul timpului respectiv, la sfârșitul unui conflict mondial. Trianonul nu este decât un tratat de pace ca oricare altele care s-au semnat, se și vorbește de sistemul de tratate de la Versailles. Deci nu a fost unic. E adevărat, a fost mai la urmă. De ce? Pentru că Ungaria e una din ultimele state care a fost adusă la Paris pentru a negocia tratatul. Diferența între România și Ungaria a fost foarte clară atunci. Vedeți, războiul a izbucnit în 1914. Unul din vinovații principali a fost în Imperiul Austro-Ungar. În 1918 acest imperiu s-a volatilizat, s-a destrămat. Deci nu mai putea fi vorba să-l chem să încheie o pace cu Austro-Ungaria. Și atunci pacea s-a încheiat cu Austria. Tratatul de la Saint-Germain recunoaște Austria ca subiect de drept internațional, iar tratatul de la Trianon s-a încheiat cu Ungaria, ambele, și austrieci și ungurii fiind națiuni dominante în Imperiul Austro-Ungar, au fost tratate ca state învinse. Dar în același timp au fost recunoscute ca state, ca subiect de drept internațional. O mai spun și o mai spun de câte ori sunt întrebat pe această temă. Trianonul este actul de naștere a Ungariei ca stat independent și suveran. Și tot dumneavoastră spuneți a relațiilor bilaterale dintre România numai și Ungaria. După acest tratat poate fi vorba de a stabili relații diplomatice cu Ungaria. România a avut relații diplomatice cu Austro-Ungaria. E cu totul altceva. Capitala era la Viena și declarația de război în 1916 s-a transmis la Viena. E un detaliu foarte important. Dar, domnule profesor, pentru că l-ați menționat pe Miklos Horthy, amiralul regent, dumneavoastră scrieți într-un editorial in extenso pe care l-ați publicat recent într-un cotidian local că pentru Miklos Horthy România era, și citez aici, dușmanul numărul 1. Da. A rămas această direcție politică în picioare și în perioada regimului comunist? Da. Atâta vreme cât Transilvania e la România, rămânem dușmanul numărul 1 al Ungariei. Indiferent deci, de relația nu contează bilaterală. Nici culoarea politică a actualelor guverne, dar nu a contat de-a lungul istoriei nici regimul politic care a existat în Ungaria. Nu. Vreau să vă spun, chiar în momentul respectiv, tratatul de pace, știți că s-a încheiat după al doilea război mondial, cu statele, să zic, asociate Germaniei naziste, deci și România a fost tratat ca stat asociat Germaniei și Ungaria la fel. Dar atunci Transilvania de Nord a fost reincorporată la România, recunoscută la tratatul de pace de la Paris din 10 februarie 1947. Deci, vedeți, după 20 și ceva de ani, Trianonul este confirmat. Chiar dacă, prin comunizarea statelor din sfera ei de influență, Uniunea Sovietică a reușit să elimine controversele de natură etnică. Nu știu în ce măsură se cunoaște când România, după detronarea regelui Mihai, și-a stabilit noua Constituție. Noua Constituție, scrisă de români, a trebuit trimisă spre avizare la Moscova. Și domnul Molotov și cu tovarășul Stalin, sau tovarășul Molotov și tovarășul Stalin, au făcut niște completări acolo. Și au creat regiunea autonomă maghiară, care nu figura în Constituția română.
Dar Stalin a ținut să o introducă. Știm foarte bine relația între România și Ungaria la timpul respectiv. Și de ce a creat-o? Pentru că ăsta era sistemul în Uniunea Sovietică de a rezolva problema națională prin crearea de regiuni autonome. E, a funcționat cât, nu știu, nu cred că exagerez dacă zic că primii intrați în Partidul Comunist din România, că nu se numea atunci Partidul Comunist Român, au fost evreii și maghiarii. Mai puțin românii și mai ales mai puțin românii din Transilvania. Ok, dar asta nu înseamnă că problemele s-au atenuat în perioada comunistă. Da, a fost o oarecare liniște atâta timp cât și România și Ungaria erau sub ocupația armatelor sovietice. Deci atunci nu ne-am prea mișcat. Dar cum după moartea lui Stalin, pe vremea lui Hrușciov, a început deja o discuție, cum să vă zic, în statele comuniste, când totul era centralizat, să scoți un material privind comunitățile maghiare din afara Ungariei, era o chestiune importantă, adică acolo nu se mișca nimic fără aprobarea conducerii de partid și de stat. Acesta este și motivul pentru care am ridicat această întrebare. Așa. Pentru că logica, deci, politică era cu totul alta față de ceea ce știm astăzi. Am avut discuții chiar cu istorici maghiari pe această temă, așa numită revoluție sau contrarevoluție din 1956 de la Budapesta. La suprafață, istoricii maghiari susțin că a fost o revoluție curată, anticomunistă, numai cu probleme sociale. Mă îndoiesc. Pentru că exact înainte, în perioada când liderul contrarevoluției maghiare, Imre Nagy, era premier, el a mai fost premier înainte de 56, el a ridicat problema maghiarilor din afară și chiar problema Transilvaniei. Să știți că Gheorghiu Dej, care conducea atunci Partidul Comunist Român, devenit român, nu din România, e o nuanță, așa, l-a trimis la Budapesta pe un coleg și foarte bun prieten al lui Imre Nagy. Deci există relații și în perioada comunistă și astăzi există relații bilaterale între elitele, să zic, existente la timpul respectiv. Și acesta era Walter Roman. Ei au fost colegi la Comintern, la Moscova. Imre Nagy, să știți că era în echipa lui Belacun. După căderea lui Belacun, și n-a căzut decât după intervenția armatei române la Budapesta, Imre Nagy cu Belacun s-au refugiat la Moscova. Imre Nagy nu voia să facă altceva în Ungaria decât să introducă un comunist național ungar, ceea ce exista în România. El n-a vrut să distrugă comunismul, că nu putea, era comunist. Walter Roman, comunist notoriu după peregrinările prin Spania și ce a făcut acolo, s-a întors și el la Moscova. Deci se cunoșteau. Walter Roman e din Oradea, fiul rabinului din Oradea, cunoștea foarte bine limba maghiară, deci discutau în maghiară prietenește și Walter Roman i-a spus lui Gheorghiu Dej, a fost corect și cinstit cu Dej, că maghiarii ridică problema Transilvaniei. Ei, din acel moment, Gheorghiu Dej a subordonat problema maghiară și relația cu Ungaria unui alt scop de interes național pentru România, scoaterea trupelor sovietice din România.